Petrecere mare în rândul unor tineri din Cluj. Aceștia au sărbătorit cu mare fast împlinirea unui an de la apariția în viața comunității a unei minunate gropi în asfalt. Carosabilul a fost inundat de lumina artificiilor și de cea a unei lumânări care s-a dorit să simbolizeze frageda vârstă a gropii clujene. Nu au lipsit nici tortul, florile și șampania care au însoțit tradiționalul la mulți ani. Toate gesturile tandre și cadourile acestora au fost oferite din prea plinul inimilor, supuse în repetate rânduri șocurilor și nervilor din periplul numeroaselor zgâlțâieli. Ajunși la capătul răbdării, tinerii s-au hotărât să tragă un semnal de alarmă în această manieră festivă, întrucât tinerii ca groapă mai are și alte surori, mai mici sau mai mari ca vârstă. Salba de găuri carosabile este denumită în comunitate drept distrugătorul de mașini. Podoaba din infrastructura rutieră a Clujului poate fi întâlnită pe drumul județean DJ 150 Viișoara Frata, ca de altfel și în alte regiuni ale țării.